cum ar fi, nu știu dacă ne vedem destul de bine, stai să încerc să găsesc și pe laptop ca să pot să stau de vorbă, băi, liniște acolo în spate, iar ce facem? Haideți să ne mai adunăm puțin, să ajungem măcar la 1 milion. Dați share, fraților. Da. O să fac eu oficiile de gazdă în seara asta. La asta mă gândeam. Da, pentru că să mai vechi aici, suntem în Anglia, la XXL Garage. Garage, cum pronunțăm noi aici în Anglia. Ia, avem deja 6 oameni, să trăiască, să fie sănătoși, bine ați venit, să fie primit. Dați share. Să vorbească el că el e pe Anglia. Așa, da, eu am zis că fac eu oficiile de gazdă cât mai vechi, eu am și o Oyster, merg cu autobuzul aici, varză-i mai nou venit. Da. Și de asta vreau să aflu cum se simte, cum îi place vremea cețoasă de aici din Cetatea Reginei. Ce vorbești, bă, dar e frumos. O, oh, iau, că se audă și aici, gata, de, aici. I-am tăiat. Gata, putem da drumul, cât suntem? Ăștia. 6. Ăștia care sunt? 3 și cu 6, 7, cum zic ăștia la agenții când îți dau salariul. Ia, că vin mesaje, ia să vedem. Salut, Dan, te pupăm. Hai, zi, da. Mă întreabă, ce să zic, să încep așa cu începutul, sunt foarte obosit, am avut o zi lungă, am muncit la greu, n-am mâncat. Stai, ca să încep cu începutul, spune-mi cine ești, că eu habar n-aveam. Acum vreau să spun. Acum vreau să spun. Am avut o zi foarte grea, oameni buni, am muncit, n-am mâncat, în momentul de față pot să spun că-s varză. Sau el e varză, eu-s Bogdan. Bogdan Cronț, tata la șmecher aici, în zona asta. Mamă, da. Am nimerit prost. Bun, dincolo de glumă, e prima oară când mă întâlnesc cu Varză sau cu Daniel, pentru cei care nu-l cunosc pe Varză. Și o să-i pun o întrebare absolut tâmpită, pe care sunt convins că ai primit-o de cel puțin 1600 de ori până acum. Nu și imaginez. De ce Varză? De ce nu, până la urmă? Că m-a săturat să răspund la întrebarea asta. Da, asta am pus-o pentru generațiile mai noi. Care poate nu te cunoști. Varză a rămas de la... Eu am mai făcut podcasturi, am mai spus chestia asta. Varză a rămas de la trupă. Trupa s-a numit Varză, da. După Perles Berles. Și mi-a rămas de acolo. De acolo a rămas Varză. Cum mi-am strigat Varză, probabil că după față. La față, că la măxinar era mai frumos. Și el nu putea să zică Varză. Și zicea mie Varză. Cred că de acolo a rămas tata. Deci, și cei din familie te strigă la fel? Mama. Tot cu Varză se adresează sau cu domnul Varză? Auzi, mă, zice Dan, Daniel, mama mea, bunica mea când te vede, plânge. Ești copie identică, îți jur, cu unchiul meu care a murit. De ce? Varză arată ca vaccinul, ce așa vreți? Da, dacă are avere, poate să vă fieze. Așa. Dumnezeu să-l ierte, na, ce să zic, mai sunt oameni care au murit și semănau cu mine. Eu sunt singurul care semăn cu mine și am rămas... pătrai. Zi-mi, mă, ce vrei să zici. Vreau să te întreb de chestia asta. Deci în România știm așa o parte din activitatea ta. Da. Știm trupele, putem să-i spunem, nu? Că... Sau doar numele s-au schimbat atunci din... Nu, doar numele. Doar numele. Eu cu Măxinean am fost întotdeauna trupa Varză. Și înainte Perles Berles. Și voi ați fost, sau cel puțin asta e senzația mea, corectează-mă dacă nu e așa. Corectează. Practic, ați fost tot timpul acolo, în... cum să-l numim asta... cum se numește, mă, terminul la românesc? Tot ce înseamnă artiști, cântăreți, în vogă. Da, media. Media. Da, era un termen, da, nu, în showbiz. Dar ați fost tot timpul undeva la, parcă pe la ușa showbiz-ului. Cine l-a adus, mă, pe ăsta aici? Păi dați o întrebări de astea mai dar care ușe, mă, a fost dincolo de ușe. Erau la ce care chiar stăteau la ușă. Asta vreau să te întreb. Ce-ți trebuie în România ca să ajungi acolo sus? Ca să te dea mult pe radio, ca să te dea mult pe la televiziunile astea mari. La vremea respectivă sau în zilele noastre? Că sunt, e diferit acum ce trebuie față de atunci. Ce trebuie. Era de ajuns talentul? Da, adică nu... Cum să spun, nici n-am... Noi n-am tins niciodată către un vârf de la... N-am vrut să fim niciodată NND, LA... Noi am făcut satiră muzicală, am scos-o și bă, ăștia eram, cât era acolo. Dar vreau să spun că am avut turnee, nu mai țin minte. Noi eram, semnasem un contract cu Fornea, cu K1, da. La vremea respectivă. Răzvan Ștefaniu, producătorul nostru muzical, a fost o chestie foarte mișto și acolo când ne-am dus
semnăm, ne tot țineam de capul lor, aia, bă, n-avem timp, eram perioada aia de decembrie, atunci scoteau pe bandă rulantă, da. Că ei aveau, la ei, în, la impresariat, era România, Etno, Hora, toate trupele astea de, da, de Etno Music, și, bineînțeles, și ei ca unul, și se ocupau cu chestia asta în decembrie. Și noi tot ne duceam la birou acolo și insistam, ce bă, vă fac, dar lăsați-mă că n-am timp, acum nu știu ce, noi avem în cap să facem. Și am ieșit din birou de acolo de la el, ei aveau o vilă de asta, nu știu unde erau studiourile și toate alea, și era iarnă, zăpadă, da? Și am ieșit, afară pe poartă, după ce ieșeai, poarta se închidea, nu mai puteai să deschizi decât dinăuntru, înțelegi? Și am urcat pe aici pe garaj, și garajul era la etajul 1, normal, exact unde era biroul Fornea. Și era geamul deschis și așa, și ne-am băgat capul pe geam, după sărbători, da? Să nu uitească. Și atunci a fost o chestie foarte mișto, că i-a buvin de sus, dai seama, pentru că am zis, bă, noi ieșim pe ușă și intrăm pe geam, adică nu e la propriu. Da. Și ne-a dat afară, după care, când am apărut la geam acolo, a zis, ia veniți mă înăuntru. Și am intrat înăuntru și a zis lui Răzvan, lui Ștefaniu, zice, bă, fă-le album, ocupă-te. Și am făcut albumul, nu știu dacă am mai spus asta, albumul l-am făcut într-o singură noapte, de seara de la 10, să zic, că ne-am apucat, am intrat în studio, mai aveau pe acolo niște piese prin sertar nefolosite, niște instrumental din ăsta, ia mă, ce mai ai pe acolo, am astea. Ba, 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 în secunda 1, Măxineanu, versurile imediate, tare rău de tot pe versuri, omul e geniu, am făcut versurile și până dimineața am avut toate piesele, 12 piese înregistrate. Album. Deci asta e perioada, hai să zicem, romantică a showbiz-ului românesc. Romantică, da. Nu-ți trebuiau mari lucruri. Bine, dacă aveai relații, erai și mai... Dacă știai să... și erai mamă, dar noi ca băieți nu mi se cerea. Da, da, da. De obicei, dar erau multe care reușeau. În sfârșit. Și acum, astăzi? Băi, acum e foarte ciudat ce se întâmplă, mai ales cu mediul ăsta online și cu... Jur că am văzut niște reușite în mediul online și astea, la care eu nu... Bă, n-aș face niciodată în viața mea lucrurile alea. Adică nu că n-aș face, nu mi-ar fi dat prin cap, pentru că sunt niște inepții, sunt niște... Nu știu, dacă mâine mă filmez, am curat să fac apărut și acum, dacă plec cu camera după mine și mă duc la WC și îmi dau pantalonul jos să mă cap, da. Pa, fac la vizualizări de mare lume. Corect, și am văzut, apropo de muzică, mă rog, și eu sunt bătrânit acum. Muzica e dificil. Da, am văzut un nou stil care se numește trap, nu? Dacă nu mă înșel. Da, trap. Care o fi, bineînțeles că există trap de calitate și există trap, cel puțin ce am văzut eu. Nu, dar stai un pic. Acum hai să nu facem hai să nu intrăm în generația părinților noștri, când noi eram tineri, știi? Când tata n-a înțeles niciodată care e treaba cu breakdance-ul, care e treaba cu... Corect, da? Asta, da. Să nu facem lucrul ăsta. Eu sunt bucuros că a apărut un nou stil, trap, nu-l înțeleg sub niciun fel de formă, dar dacă tineretul e în aer după el, înseamnă că asta e generația lor și ei vor crește cu asta. Și după trapul ăsta o să apară ceva când ei o să fie de vârsta noastră, înțelegi? Și corect, tot așa, corect. Pentru că ăsta e ciclul de fapt și... Dacă o mai avea ocazia să avem ciclu după cum ne țin ăștia capă proști, ba încuiați, ba stai că a ieșit COVID după nări, acum vine tulpina din Africa, care, atenție, în România e grav, vine tulpina din Africa, că asta din Anglia a expirat, nu e. Și aici, tulpina 2 din Anglia care a venit și e numai în România, că în Anglia n-am văzut-o, probabil că a plecat, acum a apărut și plecat. Băi, a fost în da, mă, băi, luna decembrie. Chiar ne-o zguduit puțin. Bă, hai un pic să nu contestăm existența lui Domnul, nu-i ferește, să nu înțelegeți greșit. Nu contest lucrul ăsta și cu asta basta. Da, hai să nu ne ducem chiar atât de departe. Mai dă omă să dă răceală și dă să fii serios, că tulpinele astea de coronavirus sunt cunoscute de ani de zile. Dar să nu-i trecăm despre asta vorbim. Ce dracu ne-am luat, mă, de la cum să ne ucește în muzică ziua de azi, hai să fim serios. Dar ca să terminăm cu România, deci avem pe de o parte o piață a showbiz-ului care e destul de închisă. Ca să terminăm cu România? Terminată săracă, au terminat-o alții, crede-mă. Deci avem pe de o parte o piață așa foarte închisă în care, mă rog, bănuiesc că nu se intră... Băi, este o grămadă de mesaje, dar n-am timp să le citesc. Citim imediat și terminăm aici. Și pe de altă parte ai oportunitățile astea date de piața online. Deci poți să vii cu absolut orice, că dacă prinzi și te place lumea, devii vedetă peste noapte. Tu, Varză, când ai venit aici la Regina? Băi... Și ce te-a determinat să vii aici?
Asta e o întrebare, probabil, pe care și-o pun mulți. Ia să foarte mult timp de când a venit. Nu, în română, că vorbim. A, român, e ok. A venit în septembrie, dar... Simt că am venit de mult, așa, nu știu. Uh-huh. De cam îmbătrânește. Bă, nu, dar am intrat în ritmul ăsta. E foarte greu, îți dai seama că... Ai acasă, ai o mamă, ai o iubită, ai copii care au, care... E greu ce am, dar nici n-ai ce să faci. Adică eu cel puțin dacă stăteam, eu dacă nu luam decizia asta să vin aici, am avut noroc mare de tot cu vorul. Vorul meu cu verșea mea care sunt aici, ei sunt de vreo 2 ani jumate destul de integrați cu nepoții, cu copii. Și el s-a ținut de capul meu și a zis, vorul vină încoace, vorul vină încoace, că... Nu știu ce, și am luat așa, dintr-o doară a venit treaba, zic, hai mă, că merg, fac niște spectacole, nu știu ce, mă întorc, știi că ăsta era. Și am venit și, da, mă, bine că am venit și s-a blocat tot pe România. Da. Am reușit aici, deja am avut spectacole, chiar la început atunci, vreo 10 spectacole am avut până când s-a dat lockdown. Și m-a prins aici, vorbim acum, băi, dacă ești aici, hai, aplicăm, facem, să-ți și iau... Presetul, insurance number, toate lucrurile, pe la medicul de familie, pe la... Știam, el a fost și vorbește engleză mult mai bine decât, nu decât mine, eu vorbesc, dar vorbește engleză destul de bine și atunci, pa, toate alea, știi? Da. La început, ca oricare, probabil am avut un card de Monzo, că na, aia era, am vrut să mă duc să... portez numărul, că îmi luasem un număr de Anglia și am vrut să-l portez în Vodafone, fără telefon, adică fără, n-am vrut să iau telefon. Da? Am vrut doar să portez numărul să am abonament, înțelegi că era iarăși o dovadă de adresă, de nebunel, da. Și fac o paranteză, oameni buni, să vă spun că peste vreo jumătate de oră am să vă spun și o poveste foarte mișto petrecută cu mulți ani în urmă, pe stilul meu de, nu de stand-up, că nu fac stand-up, de povești care astea, deci să stați pe fază. Ați putea să dați și voi un share la chestia asta, pentru că o să fie destul de plăcut să ne adunăm cât mai mulți. Și vedeți că aveți acolo un link de PayPal. Poate cine știe, iese de ciorbă, că m-am apucat să-mi fac studio aici și o să fac tot felul de podcasturi și de filmări în el. Chiar îl fac, îl construiesc acum. Și mai trebuie niște bani. Nu mulți, dar 3-4 mii de lire, da. Și revin la ce spuneam cu abonamentul și bineînțeles că în momentul în care mi-a cerut cardul și nu știu ce, a văzut Monzo, dai seama. Ți-e Monzo, ții pentru pariuri sportive, pentru altceva, nu pentru... Și nu mi-au dat, acum am luat pentru că... Între timp am mai descoperit lucrurile, mi-am mai făcut prieteni foarte buni și m-au mai ajutat. Am un prieten foarte bun turc la Huntingdon, acolo unde stau, care are un restaurant unde am făcut spectacole la el și ne-am prietenit foarte bine și el mi-a zis, ce, nu poți să-ți faci card la bancă? Zic, nu, mi-am probat, am aplicat pe la aia, pe la HSBC, așa, n-au vrut și l-a sunat pe contabilul lui, mi-a făcut angajare pe firmă. Într-un sfert de oră după ce am apărut în sistem, m-am aplicat la lui și i-am luat. Oh, super! Și a fost easy. Ce îți place în Anglia, din ce ai apucat să vezi până acum? Nimic. Ce nu-ți place? Tot. De ce răspunsul simplu e? Bă, există o ușurință, uite, dacă ne referim la chestia asta legată de arte. Eu nu țin minte, în afară de interviul ăla pentru Insurance Number, celebrul interviu de la început. Eu nu am apucat, am făcut online, dar doar telefonic. Deci, în afară de ele, eu nu țin minte să fi mers vreodată undeva pe rezolv ceva. Preschimbare, permis de conducere, da, asta urma să spun și eu, singur lucru, mai multe nu mă cap pe mine, glumea. Dar unul dintre lucrurile importante și care îmi plac într-adevăr în Anglia este faptul că frate, numai dacă nu vrei, nu muncești. Da, corect. E punct. Sunt locuri de muncă călcălău peste tot. Băi, adevărat, nu vă căcați pe voi cei din Anglia. 8-72 pe oră, cum ați început toți, că nu toți ați fost bombardieri și miliardari la început. Toată lumea a început de jos. Eu livrez pizza, spre exemplu, la Pizza Domino's și sunt extraordinar de încântat. Este un job easy, nu ai șef pe cap. Te duci, ți-ai luat comanda, ai dus-o. Din contră mai interacționez cu oamenii, mai hello, mai răspunde una, țâțe, ivoare, mai... Deci nebunești.
Evident, nu e un job pe care să-l faci, cum să spun, nu e un job de lungă durată. Dar pentru început și mai ales ca să intri în contact, să prinzi fel de fel de lucruri. Bă, dar să fii legat în sistem în primul rând. Pentru că tu aici, ca să-ți crească un credit score și aia, tu trebuie să ai o activitate legală, să plătești taxe, să faci niște lucruri. Nu te-a pus să-i telefoane, să te-a pus, dar nu dă lecții acum. Băieți, că se uită băieții acum, băieți, se uită și zice ce papagal, ce varză ăsta. Dar nu se chiar. Uite, apropo de asta, fac și eu o foarte mică paranteză, îmi povestea cineva. Venise acum vreo 15 ani aici. Venise de undeva din Portugalia. Zic că mă citesc. Da, lucrase acolo. Venise aici, nimerise într-o casă cu niște români, erau niște băieți de prin zona satul mare, se ocupau cu carduri. Bombardierii știu povestea. Ăsta mergea la muncă, lucra atunci tot așa prin familie cu cineva, muncă grea, muncă din construcții. Când ajungea seara acasă, băieții plecau în club, că era cașcavalul gros. Azi așa, mâine așa, săptămâna viitoare așa. La un dat ăștia i-au spus, băi, ești prost, hai cu noi, stai de șase, faci o chestie de asta, câștigi și tu un ban, te duci ca prostul, îți rupi spatele. Și omul spunea, băi, chiar mă gândeam la un moment dat, pentru că era frustrant să muncesc atât de mult pe bani, cum era atunci, eu știu, 150-200 de lire pe săptămână. Și eu zic că până într-o seară, eram decis să intru în povestea asta, până într-o seară când așteptam la bancomat să verific dacă mi-au intrat banii pe card, iar în fața lui era un tip, un tip de culoare, un negru, la vreo 40 de ani, nu de ăsta și negru. Fii rasist. Dar nu, mă rog, al lui altceva. Un tip de culoare. Un domn de culoare, la vreo 40 de ani, un domn amărât cu un copilaș de mână. Și eu zic că și-o băgat cardul, a scos 5 lire. Și de lângă, era undeva în aproape o dugheană, i-a luat o sticlă de apă băiețelului, că era sete. Și atunci persoana de care vă povestesc s-a gândit, băi, dacă eu unui om ca ăsta iau banii de cap, ce se întâmplă? Nu aș mai putea fi împăcat cu mine, nu aș mai putea să dorm noaptea bine. Închid paranteza și de asta apreciez foarte mult ceea ce spune Varză. Nu se ferește, o spus clar, domnule, am venit aici, vreau să intru, vreau să fiu un sistem, mă duc, muncesc, ceea ce primesc aia ia. Și după aia am timp să cresc. Sunt artist, pot să fac și asta, o facem online, ne mai ajutăm, mai contribuim, dar cred că e mult mai rușinos să fii prost decât să muncești, din punctul meu de vedere. Deci felicitări. Ai terminat cu lecția de morală și nu, de mai plictisim oameni. Eu am altfel de spectator de ce mai am una mai bună. Să așteaptă să le zic tot felul de... Hai că nu, dar intrăm acum și în momentul clasic. Așa, moralistă, ține-le tu, etică. Păi stai liniștit că ăla care a luat 50 de lei să uită acum la tine și ce tai, dreptul postul, dreptul de ură. Băi, nu mai spui, dar vreo 3 din ăia care făceau asta sunt acum, îi puteți găsi la cimitir. Da, chedem povestea. Da, unul s-a obușit cu BMW-ul, unul a fost înjunghiat prin România la figuri și altele. Deci, na. Păi bine, a și ăia că vine ăsta cu 50 de mii. E logic. Păi totul costă, nu? Dacă dai din gură, ce să... Vagă-i buzunar și pleacă, du-te dreptul de aici. Bine, oricum îi vedeau. Că primul lucru când ți-ai luat 50 de mii, ce ai făcut? Ți-ai luat BMW-ul. Te duci în țară. Eu prima oară mi-aș pune folii pe germuri, sincer. Eu mi-am pus, dar moca. Avantaj eu. E, ce înseamnă să am venit, am făcut aici la băieți un pic, am făcut frumos, bam, bam, am pus folii, gata. Înainte să intrăm în momentul cu adevărat vesel, că suntem sătui de, suntem amărâți destul de la pandemia asta, atât mai vreau să te întreb. Te rog. Deci, familia ta, practic, soție, copil, mamă, sunt în România. Mama este în România, tata a decedat anul trecut. Mama iubita este în România, nu sunt căsătorit. Fata e mare, în prima căsnicie e mare. Și care e planul tău, ca să nu pun întrebare de aia tâmpită, cu unde te vezi peste 5 ani sau care sunt planurile de viitor? Nu pot să spun. Sau mai niciun plan, nu e așa. Absolut, nu mi-am făcut niciodată planuri foarte lungi, pe termen foarte lung. Trăiesc, asta este. Băi, ia liniște acolo spatele, pe ce facem? Scuze, nu fac planuri, pentru că a face planuri cel puțin în ziua de azi e o prostie. Pentru că planurile ți le fac ei, nu ți le faci tu. Crezi în conspirație? Cred în orice, cred. În orice pot să cercetez. Nu mă apuc dacă aud ceva la tine mâine să zic altul, băi, fii atent cum e treaba. Nu, întâi pot. Mă duc în linia aia, zic, bă, ia să văd, o avea dreptate, dar ascult și în stânga și în dreapta. Nu. În general, eu am impresia că la ora actuală conspirațiile sunt mult mai
mai bucurat decât ce ne spun ei, ce ne dau ei pe gât și pe goarnă și pe ce vreme. Oricum e un mare rahat ce se întâmplă la ora actuală, la nivel mondial, dacă e să o luăm așa, dar cu precădere în România. E grav ce se întâmplă și cum își bat joc de oameni și, mă rog, nu contează. Sincer, mi-am zis că o să-mi fac și vaccinul. O să vreau să mă programez. Scap dreac o dată, că până am stat și bani gândit, bă, dar stai un pic, mă, că am 53 de ani și cât vrei mă să treci. Corect. Bă, eu iau altfel. Dacă o fi să mor de la vaccin, mor de la vaccin, că așa ar trebui să fie, înțeles, să mor, dar... Căcat, acum doar mă numi toate milioanele astea care s-au vaccinat. Dar nu putea să le pune ceva în bere. Bă, dar nu poate să moară Israelul cu totul, nu? Că ea s-au vaccinat aproape toți. Exact. Gata, de mâine ți dispare Israelul, a? Corect. Hai să fim serioși, nu o să-l fac pentru că, uite, o să vină vremea în care vrei să ții mașină, da, n-ai vaccinul ții. Vrei să ții carnetul, dar nu ții. Vrei să intri în restaurant, nu să fac. Vrei să mor cu avion, nu să fac. Și atunci ce-a făcut? Vrei nu să cunoști tu o fată. Da, problema alta e, că tot de conspirație vorbim. Bă, fă-l acum. Că-i moca. Corect. Că după ce o să se termine asta ce au avut ei probabil în cap să, cât să fie și nu știu ce, când o să înceapă să-ți interzică tot felul de lucruri și tu vrei să-l faci, o să zic că da, da, e 5.000. Că s-ar putea să se ajungă acolo. Păi, acum să zică, păi nu, ați avut ocază. Acum, pentru că vrei să te angajezi, trebuie să plătești 5.000 vaccinul, că altfel nu poți să te angajezi. Și se poate ajunge și acolo, asta ține de conspirații sau de, mă rog, de... Așa am gândit-o eu. Dar hai să spun o chestie, că ce ai de lucruri haioase și oamenii vor să povestesc din taxi driver ce nu s-a văzut la TV. Păi ne-ar trebui câteva luni, un podcast ne trebuie câteva luni de zile, nu podcast, parcă au fost multe lucruri care nu s-au văzut. Dar hai să spun o fază foarte tare vis-a-vis de chestia asta cu muncitul aici, că până să mă duc la pizzerie, am lucrat la saltele, la fabrica de saltele. O săptămână, atâta am lucrat, că era salteaua mai grea ca mine. Avea salteaua 59 de kg, nu vine să cred. Băi, am și zis atunci, bă, să dea dracii mei, dar ce-o face, bă, cu salteaua de 59 de kg? Bă, dă-o morți, ei, de saltea! Ata saltea, du-te în gâtul, mă, din păpaie, nu mai poți? Ai, nu știu, au dormit păpaie cu chichi. Gândește că aici avem o generație crescută cu McDonald's, cu... Bă, dar stai un pic, bă, 59 de kg o saltea și 3.000 de lire! Bă, două morți, e că mi-era frică să pun mâna, băia, zic, dacă am tăiat tu pas, dacă mi-intră unghia sau ceva în ea, m-am nenorocit, îți dai seama, muncesc degeaba. Și întrebam, zic, bă, cu vremea vorbeam și zic, bă, nene, ești nebun la cap? Păi numai gândește-te dacă stai la etajul 7, câți oameni îți trebuie ca să o fie până sus. Păi dacă eu nu puteam să o pun pe scripe ție, să o ducă la tine, că ea mi-a zis, o iei după bandă de aici și urci pe scripe, uți-o urcă, ești nebun, mă urcă ea pe mine. Zic, eu ce ți-a urcă? Mă urcă salteaua pe mine. Și bărmiu zice, răspuns inteligent. Da. Zice, păi da, vă rog, da. Dacă ai 3.000 de lire să dai pe o saltea, sigur nu stai la etajul 7. I-am zis, corect, stai la o vilă, corect, marmură, nebunie, da? Da, 2 lei la intrare. Da. Dar dacă stai la o vilă, trebuie să o duci la etajul 1, unde-i dormitorul, nu? Perfect. Cu cine o duci? Că ăla care își permite să dea 3.000 de lire pe o saltea, da, atenție, prietenii lui sunt tot de aia cu 1.000 de lire. Bogați, care niciunul din noi nu pune mâna pe saltea să te ajute pe tine să o duci sus. Că oamenii sunt tot bogați, trebuie să se angajeze pe cineva, înțelegi? Și atunci tot acolo ajungi, că stai la 7, că stai la 8. Și e drept să mă duc o saltea de 59 de kg, era mama lor avea. Bine, acum am înțeles că ea și bă, redus la jumate, m-a trimis acasă în jumătate. Păi cine mai cumpără saltea? Acum mai doream și fiecare pe unde apucă mâncăva și e criză. Îmi aduc aminte de salteaua cu paie de la bunica, dar nu o dăm în nostalgie. Băi, era așa ușoară și frumoasă. Bine, tu ai și față de saltea cu paie, sincer. Arăți așa de la... Adică n-arăți că ai fi plecat de la bunica. Tu încă ești acolo. Noroc că te-ai luat cămaș și ceas. Nu merge. E ieftin. M-am uitat, așa îți dai seama ce am făcut, te-am scanat, mi-ai venit prima oară și mă fi băiatul ăsta, că nu te știam și am văzut pe YouTube înainte, m-am intrat un pic și faci tu fața aia de... Arăți mai bine în alea în filmul ăsta, sincer, nu trebuia să spun față, era de acolo. Uite, tu de exemplu, dacă intri... Să-l căutați pe YouTube pe Ion Nebun, nu? Ionică, dar vreau să spun Ionică Nebunul. Eu ca să-l fac pe Ionică, trebuie să intru printr-un filtru din Snapchat. E o porcărie de 2 lei. Avantajul lui Vars e că nu mai trebuie să-și pună niciun filtru. Deci de asta, da, zic, eu nu înțeleg tu de ce te-ai dus să mai intri, mai cheltui, mai durează să mă... N-are rost.
adică dă-le așa că îi semeni cu ăla, adică nu ți-a schimbat foarte tare Snapchat-ul la față. De la mine s-a inventat Snapchat-ul ăla, cum îi ziceam. De acolo a zis, voi trebuie să reproducem fețele lui. Un singur filtru mi-aș dori să am cu fața ta când ridicai salteaua. Dar ce aș vrea să mai zic, aș vrea să mai zic așa, cei care încă nu sunt abonați la canalul meu de YouTube, Varză Vlog, nu costă absolut nimic, știți foarte bine, dați și voi acolo un subscribe, lasă un coment și na, am câteva prostioare puse pe canal și o să mă ocup de el. V-am zis că lucrez, fac un studio și o să îi dau drumul. Am să vă spun o poveste, nu aici, o să mut cadrul un pic, o să trebuie să aveți doar un pic de răbdare. Și o să vă spun o poveste de pe vremea când existau selile de internet. Mircu, am o poveste. Nu am mai spus-o, dar nu știu dacă au văzut-o foarte mulți, dar am să o spun. Și o să mai fac o chestie, o să mai spun o chestie foarte interesantă. Am pus acum de curând, pentru cei care ați văzut, am pus Capra cu Terezi în variantă italiană pe YouTube, dintr-un podcast cu Zeno, de la Zeno Music. Și mi-a scris cineva acolo, băi, Varză, fii original, e copiată după YouTube și doar ai mai modificat tu câte ceva. Și vreau să-i răspund și în live tânărului, că bănuiesc că este tânăr. M-am uitat, am căutat-o, da, este cu totul diferită, dar să spun ceva. Eu Capra cu Terezi în italiană și în franceză, capra, celebra capră pe care a spus-o Jean-Jacques Rousseau, domnul acela, nu mă, nu a fost tipul ăla pe YouTube care a rupt în două pe ea, dar mie nu mi-a venit, nu mi-am dat seama, că eu o știu. Eu astea le spuneam în 1984, YouTube-ul cred că mergea la bușilea să era spermatozoic pe vremea aia. Că nu cred că se inventase YouTube-ul când eu spuneam Capra cu Terezi în italiană și franceză. Gândiți-vă că Varză are 68 de ani. Clar, 68, m-am născut. Deci n-am copiat de nicăieri, o aveam în cap, o știu de foarte mult timp, mai știu niște lucruri și o să vă demonstrez în seara asta. N-am vrut să o mai spun și în franceză pentru că deja era spusă și atunci chiar lumea zicea aia Varză. Doar că amendamentul este, am zis și în podcastul trecut, amendamentul vis-a-vis de asta este faptul că el spune Lulu Jmecheru și de fapt în poveste este Le Petit Le Plus Jmecheru. Nu știu de unde o fi auzit-o și de unde o fi luat-o el, dar așa era. Trezi cu curezi pe chinezi. Dar nu vreau să, că nu vreau să par. Dar capra în italiană pe net, uite, am pus-o eu acum. Și o spun din 1984. Și o să vă spun poezia Plumba lui Bacovia, recitată în 5 limbi străine. O să fac acum mult platoul de filmare, ca să zic așa. Mă bag între mașinile astea de lux, de aceea. Și... Să știți că ambele sunt la tombolă în seara asta. Da. Cel mai frumos comentariu, le dăm. Da. Bine, dar în momentul în care avem 200 minim pe live, atunci încerc. Da, 200 sus, dar vorbesc serios. Mașinile, da, avem un BMW eu serie 7. 730 și Mustang care, na, Mustang care, mă, nu prea poate lumea că în calce, până în calce. Bun, începem să facem schimbarea. Nu, eu mi-am făcut oficiile de gazdă. Tu fă ce schimbare vrei. Eu la mine e foarte simplu. Mă duc să mănânc un pui cu smântână. Scot telefonul de laptop de la încărcat. Vă las aceea, nu mai citesc mesaje. O să ți ieși un fund. Postează episodul la Taxi Driver cu drepturile de autor. Păi nu l-am ca să-l postez, dragii mei. Poți să povestești din armată, poți să povestești de oriunde, dar și PayPal-ul ăla, adică povestim, dar bai mâncăm și noi, bai bunilor. Stai așa să-mi iau aparatura de aici. Opa! Uite așa, ce frumos mă deplasez cu el. Mă duc aici că să vă arăt că schimb decorul. Sunt bine, bine de tot. Vreau să vă arăt așa. Hop. Cam așa, asta. Și cam așa ăsta la altă. E grele, nu e... Mama, așa facem decorul? Pe centru, așa? Pe centru. Centrată. Și ăsta al meu, hați. Voi ce faceți? Cum sunteți? Dați și voi subscribe, nu stați...
Da, subscribe, uitați-vă pe linkul ăla de PayPal. Poate, cine știe, că nici nu câștig bine. 8 lire 72 pe ore, de ore, nu, 8 lire 72 pe oră. Slab. Și nici nu îmi dă 10 ore ca o... Cât are și el acolo cezăricul, că nu, poate mai mult. Gata, mă, cât să-mi faci pe față. Ia să vedem, hai că se vede bine. Ia să vedem că-mi pun ăsta jos. La ce distanță trebuie să-l pun aici, așa. Stai așa să-i dau. No. Haide, mă. Stai, mă, să-ți dau un pic. Să ațun pe mă, că nu mai știu cum să fixează asta. Nu poți să iei din parte, mă. De 100 de ori, mă, să iei nu știu spre ori. Hai, da. Nu vreau eu să iei cu parte, mă, că asta. Trebuie să-i dau cu... O meclă. Nu e pornit. N-are nimic. Hai să vedem. Hop, băi, bă, mai ușor cu vorba, nu vă mai certați că eu sunt în direct aceea. Ia să văd. Hop, nu știu dacă se aude, nu știu dacă se aude bine. Că iau direct pe microfonul. Nu e chiar pofi ce fac eu, dar o să iau formă, dar băieți, filmarea că ei și filmează, înregistrează și o să postez tot ce am discutat aici. A, e bine așa? E perfect. Da, bravo. Mă voi și de sau taș? Fenomenal. Zice lumea ceva. Ia uite, mă salută din Germania. Au crescut cu glumele mele. A, ați crescut strâmb în seama. Atunci îmi sparg. Ei! Dacă să trec într-un mod de acolo. Sunt live. S-aude tot ce zici și nici nu vorbești normal. No, vorbești și faci, ei. Gata, hai, lasă-mă așa. Înregistrezi că nu stau mult aici. Eu plec. Nu, no, stai, stai. Treaba. O să încep cu... O să vă mai zic o dată capra cu 30. Ca să o vedeți cum e, că poate mulți dintre voi n-ați avut timp să o urmăriți, dar e pe YouTube. O să... Poate să devină și virală dacă îi dați voi share așa. Ce să zic? Da. Să-l pun microfonul? Da, așa. Mamă, o să arăt ca morfle. Stai că-l pun. Îl pun. Hai! Da, păi dă-i drumul, ce stai? Dă-i drumul, nu te opri, că eu nu mă opresc din vorbit. La mine pe canal se vede aiurea, că e de jos în sus, dar asta e, da? Ce vreți? Încă n-am bani, n-ați donat nimic. Donați și voi ceva, îmi iau aparatură, da? O să fac așa, da? Pe sărăcie. Și voi acolo ăștia care sunteți pe Facebook la XXL, subscribe la Varză Vlog. Nu stați. Subscribe, aveți acolo și link-ul, că știu că ăștia sunteți mai pe bani așa după XXL. Da, și voi, de orice ori, bă, nu. Haideți să vă zic, capra cu treiez, varianta italiană, capra cu metriere, variante una. Sub o vechea monotonia din Italia, habitere una capra bună, cel fuse marito colonelul de carabinieri, chi decedată în urma atentatul de mia papa de la Roma. Apre la capra, spuneam la bambineri, mia bambineri, eu faceam la deplasare la piața după Haimes, e voi nu ieșire la Cilea, pe Pia Cantare, lașate-mi intrare că v-am adus mangiare fasole cu ligheană încărnată o oră sau. Apre la casa de capra se acioare un lupo, un mascalzone, moto de foame, grade, trapezul echipul din culo. E mascalzone cantare. Adevărul e o floare rară ce aduce viață primăvară. E picolo parla, nu deschema porta, e ma perché? Eu recunoscut la vocea de Cornel Fugaro. E bambinelii deschideau la porta, e lupo mangiare de o fratelii Barsano. E capra se returnare, e picolo parla, ma meglio, lupo mangiare de o fratelii Barsano. E piccolo! Che se fa? Un attentato di lupo mangiare due fratelli Barzano! E piccolo! Tu facciare se ha una emozione terribile! E capra strigizzare e contare al lupo! Signore! Io sono la segretaria del governatore Alfonso di Madrid! You understand? E capra schimbare la tattica! Do you sleep my tonight? E scoase una carabina e impuscare al lupo din primo foco! Puff! E formare numero di telefono! 3-3-35! Ma carabinieri? Sì! Un attentato di lupo! E non chiede voi, e non parla italiana, mai du te fă drept. Asta era, asta o speram în 1984.
Și am să vă mai spun poezia Plumb de George Bacopi, a recitat în 5 limbi străine. Dar am rugămintea să tăcesc, Doamne, iartă-mă din gură în spate, acolo că se aude. Perfect. Amatori. La Olimpiada de gătit marmeladă gelatinoasă și barbitul, cei perpeliți în aspic de berbec delegat, la secția recitării mi-a căzut poezia Plumb de George Bacopi. Și trebuia recitat în 5 limbi străine. Suna cam așa. Română. Plumb. Dormeau în sfârșit de plumb, și flori de plumb și fumărări de smânt, stăm singur în căvou și era vânt și scârțeau scrie de plumb. La revedere, dragi prieteni, din Maramureș și Vatra Domnului. Francez. Plumb. Dormeau în sfârșit de plumb, je flori de plumb, je fumărări de smânt, je stăm singur în căvou și era vânt, je scârțeau scrie de plumb. Au revoir. German. Deutschland, doch und! Plumpf! Doch mehr um uns drehe Pumpf! Und vor der Pumpf! Und von der Absinnt! Und stanzig und gewohnt in der Wund! Und skirz auf der Pumpf! Auf Wiedersehen! Amerika. Ladies and gentlemen, I came from America. My name is John Mike. The plump! German, skirz auf plump! The from plump! The from FSM! The stanzig und gewohnt! The event! The skirz auf skirz! Pumpf! Thank you very much! Bye bye! Schütte mal Japonese! Bucătoo, Japonia, pluma, dormeau, adică, se cred pluma, ieee, plouă de pluma, stăm singur că buuuu, era vânta, ieee, scârția pluma, rei! Da, nu știu, dar mi-am văzut eu aminte, când mi-am văzut aminte capra și am zis să vă zic, mai aveam în italiană, doctor, nu mi pot o cacare, ca o paciente prescrisă un medicament de cacare permanente. Telejurnalul din noce. Questa sera una banda della mafiota forte pericoloso prinse una bella bambina ridicato fusta umblato la piparazzo. Asta zvet, fraților, de prin 84-85, la T4 eram la studio, la T4. Fost mai not pe vremuri, nu știu ce, turturele se chema acolo, făceam tot felul de tâmpenii. Și vreau să vă zic o chestie și cu asta am să vă las în această seară, dragii mei. Vă las că nici voi n-ați Donald prea mult. Bă, pe vremea când exista Mircu, erau săl de internet și toți ne duceam acolo, nu toată lumea avea calculatoare. Și exista Mircu și acolo agățam noi, intram pe Mirca, ce faci, nu știu ce. Până când te cunoștești, dacă aveai noroc, îți dădeai întâlnire și dacă aveai noroc, nu venea vreun monstru la întâlnire. Bine, nici eu nu eram vreun frumos, dar în sfârșit. La un moment dat o convin pe una și tot vorbeam cu ea de câteva luni, două luni, trei luni de zile. Tipa era dintr-un oraș mic de provincie, nu vreau să vă dau numele, pentru că era o treabă. Și am zis să-i fac o surpriză, m-am luat bilet de tren, am urcat în tren și am plecat în oraș respectiv, eu să o surprind. M-am dus în centru, am intrat într-o sală de internet acolo. Am intrat înăuntru și m-am așezat la calculator și am început, am căutat-o și am zis, scriu ce faci, ce nu știu ce, și am zis, am o surpriză, sunt în orașul tău. Cum în orașul tău? La ce sală de internet ești? Zic, păi, nu știu, nu întreb pe ăsta care, băiatul care îți dădea ore acolo la internet, zic, nu te supăra cum se numește sala, îmi spune la cum se numește, îi zic ei și ea zice, a, rămâi acolo pe video că e sala lui tata. Zic, păi, pe sala lui tata. Mă, cine avea pe vremea aia sală de internet, avea bani. Așa era treaba. Și zic, opa, hai că e bine că vine Duduia. Bă, și la un moment dat oameni buni. După vreo un sfert de oră, 20 de minute, cred că asta să aranjeze sau ceva, se deschide ușa de la sala de internet și avea clopoțel din ăla, să știi, cu clink-clink de la e-mail și face clink-clink și mă uit la ușă și apare, bă, mâncava așa. La vreo 1,70 m, așa, o brunetă cu niște respiratorii, și cu niște bruși de mea, cu, bă, o bunăciune și zâmbește așa, uitându-se spre mine, vine și zic, mamă, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, trece pe lângă mine și se duce la băiatul ăsta care lucra la sala asta și, mă rog, se sărută pe el acolo și zic, e, lasă-l, vă zic, vine și Adam, nu era pentru mine. Cling, cling, în timp ce eu mă uitam cum să pupă ea iară și zic, op, că a venit cu sorsa, cred că a venit și a mea. Și când am întors privirea,
în ușă era ceva care se chinuia să intre înăuntru. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Bă, cum să vă zic, cred că nici în lateral nu avea loc să intre. Un monstru, o balenă, Moby Dick. A intrat cu capul atâta din bână. Aolo, mamă. O voce de-aia pe tutun mult așa, zic, vai de capul meu, m-am nenorocit. Ce ai la mine? Aolo. Nu știam cum să fac, îmi căutam un motiv să plec. N-are rost să... nu e combinație. Dar, forțat de împrejurări și de teamă să nu-i zic că vreau să plec, să nu mă bată, că la asta era, că era multă, am luat-o pe ea spre casă. Bă, când am ajuns pe ulița respectivă, în stânga era o mare vilă placată, așa cum ar văd nebunie, în dreapta o vilă identică, de ce e o oglindă pe mijloc, la fel cu... și îmi zice, acolo stă un om cu tata și aici stau eu cu bunica. Bă, să știi că nu mai era atât de urâtă. Mă, nu mai era, dacă te uitai la vila aia și te uitai la ea, era chiar frumușită. Oricum, vila mare, ea nu mai părea mare. Avea și uși de-alea duble la intrare, îți dai seama, era... Am intrat înăuntru, hop și o mașină acolo, în curte, mai nouă-nouță, așa că... Na, bine, ea nu cred că conducea, ea avea tractor, probabil, sau ceva la cum era. Am intrat acolo și era bunica sa care vorbea la fel că ea. Bă, dă-ți-vă drept, toată familia e pe tutun aici. Mă, și în sfârșit, am stat în dormitor acolo la ea, de-n 5-5 minute intra baba pe ușă. Baba de-aia cu mustață, cu... Intra pe ușă. Bă, mai aduce, mă, mai e ceva? Ne aducea, bă, dulceață, bă. Lasă-ne, mă, mai e... În mintea mea, acum, zic, tot am venit, total, a zis, hai să nu plec ca prostul să... Na. Și... Dar nu era loc de baba. Bă, nu era loc de baba. Bă, n-aveai loc de baba. Și, bă, da, 11:30, așa să zic că era ceasul. Seara. Au trecut vreo 15-20 de minute și n-a mai intrat baba. Zic, în mintea mea sunt două variante. Ori a murit baba, ori a adormit. O preferam pe a doua. Că știți, porul era mormântare, coale, nu mai te speci. În sfârșit. Momentul în care asta se duce în cuie ușa, să lansează, era saltea peste saltea așa, să lansează salteaua peste saltea și mă apuc de escalada, că escalada, băi, pe acolo, pe acolo, mai trebuie de locul tău, bă, zic, hai tu, cu lumina stinsă așa, pe moale, așa, mergi. Nu știai care sunt țâțile, că era atât de mare încât avea țâțiși la multe, nu așa. Băi, mare, nu vreau să lucrez pe nimeni, ăsta e adevăr. Băi, și dă, și nu, și nu știu ce, și lălălă, am căutat un sfert de oră locul de intrare, că-l căutai, n-are, trebuia să dai la o parte, o să zic, mă rog. Băi, când m-am pus acolo pe... Să înceapă treaba și așa, a început cu tremurul mă în capajul la voastră. A fost, dacă vă aduceți aminte, anii în urmă, cu tremurul, până la 11:20 seara, 11:30. A început cu tremurul. Eu sunt panicos la chestia asta, fac atac de panică la cutremur. M-am sărit de pe ea, m-am și îmbrăcat în secunda aia. Baba trăgea de ușe la cameră. Ce faceți acolo? Zic, dau cu picamul, două morți, nu vezi că e cutremur, ce crezi să fac? Dărâm patul cu ea casa. În sfârșit m-am îmbrăcat repede, zic, nu mai trebuie să plec, trebuie să zice. M-am dus în gară, am stat în gară, era un tren pe la două noaptea, nu mai țin minte cum am așteptat ceva în gară. Timpul în care i-am scris mesaj, aveam 33:10, că a mai fost un dobitor care mi-a zis, după ce ai dat un varză mesaj pe vremea aia, zic, pe vremea aia aveam 33:10 și puteai să trimiți mesaj, dobitocule. Vorbeam la secund atunci, mă rog. Și am scris un mesaj și am zis, bă, nu știu, eram nervos, panicat și am scris, nici Dumnezeu nu vrea să fii, mă, uite ce e, că dacă voia, nu dădea cu tremurul. Și i-am scris eu un mesaj de ăsta foarte prost, îl am trimis, dar ce credeți? Eu cred că s-a venit nebun acum la urmă, că au mai fost câteva cutremure de atunci, m-au rămas. Eu cred că a dat acolo în țițele alea. De-a. Băi, nu mai vreau să vă mai plictisesc. Vă pup o varză și o să ne revedem cât de curând tot în zona aici, că ne-am gândit să facem o altă chestie de mai de amploare, mai de... și să nu vă... Vă pup, bă! Dați și voi subscribe la canalul de YouTube Varză Vlog. Vă pupa varză. Ai mei! Ai mei, n-au avut habar. Ce faceți, mă? Tot atâția sunteți. Rățeai, dreacul, mă, 13, mă?
Dați mă share-ul. Băi, vă pup, uite, suntem de 44 de minute în live. Nu o să las live-ul ăsta pe canal, pentru că o să-l montez, pentru că am filmat. Și o să-l montez ca să fie să arate bine, să mai punem și noi niște link-uri, să mai punem, mai facem niște chestii. Vă pup și ne revedem cât de curând în live, pentru că v-am zis, chiar lucrez la studio, dar o să trebuie să-ți mai aștept, că încet, încet, nu vin banii din cer, îi muncesc, livrez pizza. Și când îl termin, o să intru forjă. Vă pup de aici, de la XL. Pa! O seară frumoasă tot să aveți. Te pup, mama, că știu că te uiți. Aș. Baum. Baum.